stai un pic. Ia uitați-vă. Mamă, și ne-a aranjat. Păi ce film, Mas Barbon? Aaa, ce credeți că aveam antrezit, nu? Aveți dreptate, aveam antrezit. Am acest păr minunat și ne-a aranjat pentru că trebuie să merg la tos. Aveam altceva de filmat astăzi, dar când m-am trezit așa am zis, bă, nu pot să filmez decât la un barbershop. Și m-am ocupat pentru că sunt din domeniu, știu să și tund, am eu o pasiune de-a mea, cum ar veni. Am găsit un băiat care se pricepe foarte bine la tuns și tunde doar persoane de un rang mai, ca să zic așa, fotbaliști, da? Deci n-am venit unde trebuie, că lumea mă știe de fotbalist, da. Am venit la Virgil. Cred că îl știți pe Virgil, tunde foarte mulți fotbaliști, mai ales de la Național. Haideți înăuntru să vedem ce zice, ce facem și noi cunoștință cu băiatul, cu toată lumea. E pentru prima oară când ajung aici, dar eram foarte curios să văd cum se întâmplă. Ce super e aici. Bună, bună, salutare, am și eu o programare. La Virgil, da. Doriți să serviți cafeaua în zilei? Da, normal, că n-am băut nici cafea, nu se vede ce adormiți în tot. Leu la leu, trage. Ia uitați, oameni buni. Deci băiatul ăsta are și până și carte, băi. Te salut, Virgil, te salut, bine, bine te-am găsit. Am venit și eu astăzi la tine, te cunosc de ceva timp de pe internet. Am văzut ce persoane tunzi și cât de bine tunzi. Eu sunt înnebunit cu tunsul. Ideea e că vreau și cel mai scump pachet al tău pe care l-ai. Ce e cel mai scump la tine? Să fie pe capul meu, pe mine, pe tot ce trebuie. Barba mea, uite de știu cum arăt. Mă văd oamenii ăștia, vai de capul. Da, ai ceva pentru mine? Da, ți-am programat un tuns, barbă, spălat, aranjat, masaj capilar, tot ce trebuie. Tot ce farmaneam așa sunt de trebuie. O să fie răspăț. De când aveam și eu nevoie de una ca asta, nu știu ce-i cu mine, dar... Nu, mai întâi servești capeluța frumos și după te relaxezi un pic după neapucând de treabă. Tu mă uitam și eu pe cartea ta aici. Ce cu această cărticică? Asta e o revistă creată de un frizer și aici găsești mai mulți frizeri din România. Printre care și tu că printre care și eu, da. Top! Și am ajuns la pagina asta. La... 4 lui Virgil. Virgil Van Dijk, că dacă tot o dăm pe fotbaliști, că toți fotbaliști, am văzut eu pe cine tu. Toate echipa naționale. Am înțeles. Tu de cât timp? De 9 ani. Salonul ăsta de cât timp ai aici? L-am deschis recent, la începutul lunii august. Am mai avut o altă locație la Iancului, destul de aproape. Și locația cealaltă tot a ta era? Da, 5 ani am avut barbershop-ul acela. Îți vin cam câți clienți aveți pe zi, așa, dacă... Suntem 5 frizeri. Avem cam fiecare, 10, 12, 14. Aveți de tuns. Și cam cât durează un tuns la voi? 50 de minute, 8 ore. Deci trebuie să aveți răbdare dacă vreți să vă tundeți ca lumea. Dacă tot ai zis că e un salon nou, îmi faci și mie un pic așa turul? Da, sigur. Chiar vreau să văd și eu acum dacă... Se vede ca și cum s-ar termina aici, dar după peretele ăla e de fapt o ușă ascunsă. E o cameră ascunsă, da. Ok. Salut, băieți! Piace, mi-e piace ce văd. Asta era o ușă. Eu am crezut că se duce undeva pe acolo, dar e de fapt oglindă. Da, intrăm în altă lume. Am mai găsit un băiat aici. Salut, salut! Chiar tu și predai. Da, exact. Mamă, super tare, am venit unde trebuie. Sala mare de cursuri. De la ucenic, am stat un an ucenic într-un salon, am dat mătura de la zero, adică m-am angajat într-un salon, am stat acolo vreo 2 ani. M-am perfecționat, m-am dus la cursuri, la concursuri de tuns, am ajuns să câștig podiumuri la concursuri. Până la urmă am reușit să-mi deschid propriul barbershop, știi? Wow, super tare! Aici Opa. Avem camera de masaj. Mă duc și eu stânga dreapta, dar nu știu unde e. Mamă, ce le-ai gândit ca acasă, adică... Ai, înapoi. L-a închis pe Barbone acolo. Hei, Barbone, ai nimerit ușa. Care-i scaunul ăsta, e? Da, scaun. Scaun regal. Și astea sunt brodate, totul ca la carte. Fabuloasă, 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 fabuloasă. Te-ai speriet? Fabuloasă. Fabuloso, 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 fabuloso. Siempre clodo, nunca mi tolin. A venit un client să se tundă, eram foarte la început, aveam emoții, a venit un timp mare și îmi zice, ia-mă până aici sus cu zero, unde-mă cu briciu. Și am luat briciu, nu eram învățat cu el prea bine și am venit cu briciu, când am așchetat, s-a înfipt un pic briciu în piele, a sărit de pe scaun jumătate de metri, a început să curgă sânge, m-am panicat. Ai luat la fundul. Bine, asta e mai multă dramă, nu e amuzantă. Ba da, e. Acum e. Sper să n-ai emoții acum când vin cu briciu, că au trecut mulți ani de atunci. Ai colegi aici în salon care au fost cursați de aici și au rămas aici? M-am toată echipa.
fabuloso, 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 fabuloso. Siempre Clodo, nunca mi tolín. Fabuloso, 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 fabuloso. Siempre Clodo, nunca mi tolín. Nino Marbone și filmează nouă jucător pentru echipa națională. Da, cum să nu? O să cu placa. Am și 32 de ani. Câți ani? 27. 27 ai? Da, o să fac de temperat. Faci 28 sau faci 27? Faci 28. Aaa, că sunt bun. E prima oară când imerzi. La tine al lici erai cât era normal. Și zic, cum, că trebuie să-mi doar din perfil. Salut, băieți. Salut. Te filăm un pic pe scaun de sânge. Nu joc eu pe TikTok la mea, fac provocări, dar nici așa. Să rindă unul la sub. E ok. Uite, Laura, vezi cum se tratează bărbatul tău și tu te zici că ai copil mic și n-ai timp să mă masezi la cap. Se pare normal? Că ce mă, Marbone, pe bune acum? Ce, dacă are copil mic, mai are timp de mine? Da, să merge la scaun. Păi, mă, asta că mă... Mamă, ce mai ne arăt bine de mult în bolosința. Ia, dă domnul apoi. Mamă, ce e? Mamă, ce bine arăt pe cuvântul meu. Băi, să vedem cum ieșim acum pe stradă. M-am mai pus tot așa cineva, m-a tuns bine odată și am ieșit pe stradă și erau toate femeile căzute pe trotuar. Nu știi de ce? Nu știam, mă rog, mi-am dat seama ulterior că era de la mine. Nu mă mai spasem de vreo lună de zile și am trecut în ele și m-au leșinat săraci. A, ăsta ustură un pic, e bine. Un pic de mie îmi place, nu mă deranjează. Mamă, ce bine e. Dați-vă ce ochi am să nu credeți că vă amin. Gata, ajunge, că ne așteaptă următoarele programări. Da. Și pe ăla nu ăsta e cel mai scump. Îl știi? Da. Că n-ar fi o mare lucru. Să-mi dau puțin în ce a rămas. Ok, de ce faci treaba asta? Ca să fie mult mai ușor, să-l modelezi. Care ajută foarte mult. Mm-hmm. Și îmi place să fie așa natural. Adică n-ai ce fac cu pudră. Mai ai făcut cu difuzorul sus? Nu, nu, păi la aia mă uitam, că nu am dat mult niciodată. Ajută mult pentru cei care nu se descurcă cu aranjatorul. Deja îmi place și nici nu-i aranjat. De tuns m-au mai tuns oameni bine. Tuns, m-au mai tuns oameni bine. Dar de aranjat, nu prea am găsit oameni să-mi aranjeze părul cum îmi place mie, știi? Că fiecare are fixul lui. Te făceau prea aranjat, nu? Așa zici, da. Exact, exact. Îți place mai natural, mie, exact cum îl faci acum. Mai peșionist. Băi, uitați-vă, bă, cât de tare. Așa, exact așa mi-l aranjez eu acasă. Băi, arată fotbalism, ce e? Fii atent că mi-am găsit frizer. Maaa, ce zici că-s monstru? Ia uitați aici fade-ul. Bă, de jur că mi-a aranjat părul. Bine, mă recunosc mai bine decât mi-l aranjez eu. Pentru prima oară când îmi face cineva părul și îmi place. Ok. Acum vreau să dau și ulei de barbă. Ulei de barbă de la ce? Ah, tot de la Vero. Ce chestie? La Italian. Italiano Vero. Ascult, mulțumesc frumos, mă, mulțumesc plăcere. Nu mai frumos să pun cuvântul meu, ascundeți femeile, că m-am dus. Acum a venit și lui momentul ăla, nu? Ce, deci aveți o surpriză fost... pentru mine? Nu, momentul, surpriza pentru mine, cu prețul. O să afli la casă, mi-e rușine. Deci nu vă seamă de la tine, nu? Prețul este de 200 de lei. 200 de lei? Da. Tot ce am făcut? Absolut tot. Și cu masajul, vezi că o să te vadă lumea la casă și o zic, a, prin masaj mie și am dat aceeași mai. Da? Da, 200 de lei costă. 200 de lei. Păi nu mi se pare atât de scump, ținând cont de calitatea pe care tu ai. Ai bani? Da, nu e problemă pentru mine de bani de astea. Aici nu aveți vase de spălat? Nu, da. Mătura cu mopul. Mătura cu mopul. Ți-am zis de la început că sunt numărul 1, deci da. O să putem încerca cum să... Ok, atunci. Te remarcezi așa? Nu, o să mă duc să plătesc în spate, în camera aia, nu? Am văzut un mop acolo. Ia ține-o, barbă.
Iar 190 și acum, cu practic 180, da? E un scat la rol. Dau bine? Place? Cât mai am să-ți dau acum? Ai dat de 5 lei până acum. Hai că mă faci că iau părașul, bă, cu bătul meu. Aude, barbă. Da, voi, vezi ce-și așa. Mulțumesc frumos, ne-am vrut bine să te cunosc. Mă duc să plătesc acum, și ne mai auzim. Eu, deci unde ai zis să te caut? Dacă vreau să-mi fac o programare? Dacă vrei să-ți faci o programare, poți să intri ori pe pagina noastră de Facebook Virgil The Barber și ai buton automat care te duce pe aplicația de programare online Mero. Mulțumesc frumos! Plăcere! Vă salut, băieți! Pa, 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 pa! Parfum, vină că plătim aici! Auzi, banii, banii! Mi-am uitat hanoracul. Papa, băieți, papa. Salutare. Mi-am luat hanoracul, barbone. Hai să mergem. Am plătit până la urmă, n-am avut ce să fac. Dar eu sunt foarte mulțumit. Uitați-vă puțin cum arăt. Eu n-am arătat niciodată atât de bine. Deja am văzut vreo 2-3 femei pe acolo. Mergem în direcția aia, barbone, ca să știi. Cred că în direcția găsim și ceva mai ieftin. Nu știu dacă o să găsim același. Ăsta iar facem mișto de mine, că îl cunosc eu pe Alex, știam. La ce îmi doresc eu la fiecare filmare este să nu fac vreo prostie de aia în care să fac Alex mișto de mine. Deci Alex n-am făcut. Deci am găsit 2-3 femei în partea aia, dar nu mă interesează de ele. Mergem în aceeași direcție pentru a căuta partea ieftină de tuns, da? Poate până ajung la acel barbershop se întâmplă cumva vreo minune și îmi crește părul. Când ai de un să știm, oricum îmi crește foarte repede, o să vedeți. Te-am pupat, barbori. Ne vedem acolo. Mă duc și eu cu taxiul, că ăsta nu plătește nimic. Apoi ăsta vine pe jos. Lasă-mă, că am dat și 200 de lei să mă tun data trecută și am mers atât de mult să caut o frizerie ieftină până mi-a crescut părul, oameni buni. Deci am plătit 200 de lei pentru tot drumul ăsta până la o frizerie mai ieftină. Ce să fac, mă, barbune? Am găsit ceva mai ieftin. Salon Stephanie, da. Barbune, ai zis că aici te tunzi. Hai să vedem unde m-ai adus. Salutare! Bună, mamă! Salutare, Sorin, îmi pare bine. Aurel, îmi pare bine să te cunosc. Am fost să mă tund, m-am dus undeva foarte, foarte scump. Mai scump. Și am mers pe jos de acolo până aici să caut ceva ieftin. N-am mai găsit nimic ieftin și mi-a crescut și părul de atunci până acum. Poți să faci ceva din părul ăsta? Găsim, mă? Da, nu zero. Sărăuna. Hai că mă și filmez dacă tot... Sorin, îmi pare bine. Sorin. Încă? Te știu de la Survivor. Da? Și eu te știu. Da. De acum, sărăuna. Bună, I'm Steffi. Aha, Stephanie, al tău salon, aici nu. Ne vedem după aia la o cafea. Aici mă așez? Ia-mă. Așa, gata, ure. M-am așezat, mi-am dat hanora cu jos. Hai să vedem ce face. Am auzit că se mai face cu partea aia de filat un pic din ureche, dacă poți să-mi tragi un pic din ureche. Poze dacă ai cu Brad Pitt, cu cine vrei tu să semeni. A, trebuie să-ți arăt poze înainte dacă, cum da, să fiu. E ok, fii atent că am încredere în tine. Eu vreau fade-ul ăla pe lateral sus, la spate mai scurt, din ce în ce mai mare spre față și în rest te las pe tine. Îl aranjez la final, barbonii pleacă de aici. Hai, bă, cu asta. Cea mai nouă. Am o mare petrecere seara asta. Să vezi, gagici. Fă-mă să sară toate femeile pe mine. Să vezi, gagici. Și facem și barba, facem tot, nu? Pachet frumos, total, nu? Masaj. Cam câți clienți ai pe zi? 10. Barbone potolește, că e vorba de părul meu. Oricum nu știți, le-ai drum. Uite, măi, eu am luat-o în serios. Ce mână fină. Dă-i calmea, rupem capul, rupem părul. Bă, dar... Nu te potolești? Am diplomă, adică știu să tun. Eu am făcut asta ca și pasiune. Vorbesc foarte serios. Am tuns și încă mai tun. Un job din asta. De tun bine rău. Ție salte. Fii atent, o să-ți arăt și poze. Barbone, între timp, cât mă tunde pe mine Aurel, mai caută ceva să mai filmăm despre mâncare, că ne foame. Aveți și mic dejun ceva aici? Dacă vrei să te cinstesc, îmi spui că avem de băut, avem... Ce avem de băut? Vrei? Da, acum. Dar nu ce băiat, nu acum? Și zici că faci și masaj, nu? Facem. Unde? Doar la cap. Da, e ok, pentru facem. Pentru finalizare, îmi spui, am o colegă aici serioasă, 50 plus. Aurel, e gata. Aurel, e un programare că vin săptămânal la tine. De cât timp ești? E mult, 20 de ani doar în salonul ăsta. Aurel, stai un pic. Ia zi.
Tu n-ai 18 ani? Da, bă, n-am. Păi am 43. Nici tu nu pari bătrân, ești cam de vârstă cu mine. Nu par. Am 32. E greu să, lucrez cu femeie? Greu, dar te obișnuiești, da. E și frumos. Pare așa calm. Te certam odată cu el? Cu toate. Cu ce tundei pe atunci? Acum 25 de ani, cu ce tundei? Pare frecăș. Ia. Da, nu-i... Am prins chiar și mașina aia. Ai gherit vreo ureche, ceva? Să cadă dar... jos, nu. Dar să rămână o bucată așa pe foarte că s-a întâmplat. Cred că nu există frizer să nu-i se întâmple. Barbone. Pe cuvântul meu, mă jur pe sor mai amică, pe nume Gabriel, dacă nu când termin aici, dacă nu te tun. Stai cu mine, m-am dat și de jurat, ai văzut? Deci mi te-a tot lăudat, Barbone, că se tunde la tine de nu știu câți ani, de 10-11 ani, dar niciodată nu l-am văzut frumos. Ochii, gura și cu nasul. Cu ăsta semăn. Dă pupic. Nevastime. Am agățat, cu asta mă duc din seara la discotecă. Nebună, mă, nebună, mă, era fost cu minte. Nimeni a fost cu minte până acum. Cu niciunul nu s-a combinat până acum, numai la mine aștepta. Te iau cu cerceafu în seara asta, iubire. Iubire, pregătește-o. Antrenează-o un pic. Stai cu minte cu l-am pierdut și pe aia. A, glume, dar ai dat fătălă, mă. Sunt și eu nou în branșă. Tu în ce branșă? Ce muncești? Corect. Ha. Stai puțin. Închide asta puțin. Ce muncești? Cum adică ce muncesc? Adică ce eu acum nu muncesc? Îmi vezi că sunt camerele astea pe mine, eu... Domn frizer. A, și în care e meseria mea? Client. Deja încep să arăt a om. Barbone, nu știai că nu m-a tot niciodată o femeie? Dar nici nu sunt obișnuit să pun o femeie mâna pe mine. Frizer adevărat mai tunde și se uită și în oglindă să vadă. Dacă aș fi venit acum la tine și ți-aș fi zis, tu unde mă, cum vrei tu, cum crezi, cum ai fi tu? Tot așa, nu? Cred că tot așa. Barbone se tunde de 11 ani și nici acum nu și-a găsit o frizură. Tu l-ai încercat, l-ai tot pus în toate felurile. Aș găsi o freză. Ce freză să-i mai găsi? Poate, dacă se poate să-i tundem tot capul, să-i scoatem capul, să-i schimbăm sau ceva, nu? Să-i iei mochelie deasă, așa frumoasă. Pârșenele le putem lua? Facem dungi așa sau doar să le tun un pic, nu? Doar tunzi așa un pic. Uite-mă, prieten bun, ce ai, colegii, te ajută. Am o încredere în ei, dacă nu m-aș duce cu ei la război. Ce crezi, mă, că fac, mă, nebun? Nu merg bani. Dar, Barbone, vine, o să vezi ce fac aici. Să ai tu grijă, că la spate mi se mai împreunează părul ăla de pe spate cu ăla de pe ceap. Frumos, îl vezi. Cadre, wow, super. Chiar-te-ai tu? Fii atent, stai așa. Ia fii atent. Chiar-te-ai tu? Ia fii atent, Tauric. Bine, bate lumina, prost rău de tot. Te-ai ciupli frumos. Care crezi că e diferența dintre scump și ieftin la tunz, de exemplu? Adică, de ce la unii mai scump, la unii mai ieftin? Mare zona, mai la centru, mai patru. Nu înseamnă că dacă plătesc mai puțin, e și calitatea mai... Mai slabă. Mai slabă, neapărat. Mai tare? Ai zis? Mai tare? Se aude? Păi el, auzi, Aurel, Barbone nu știe cum mai tare, la el e mereu mai moale. Mă rog, n-am vrut să te fac așa, dar a trebuit să... Barbone, stai să văd dacă am loc să te bag. Pentru tine n-am, Barbone, n-am. Tu par serios, cu tine parcă aș face ceva. Nu? Ce, salon sau altceva? Salon. Salon. Noapte bună. Barbone, pe tine că eu mă tund ca tine cu unul tot capul și cu beton, ca în 2000. Aoleo, cu fața aia nici apă. Deci, da. Nu am barba vopsită, toată lumea mă întreabă. Ai făcut tomă? Nu mai există femeie în discoteca aia fără să mă cunoască. Filmează, Barbone, părul ăsta ca să vezi și tu ce ar trebui să ai și tu. Să te uiți seara acasă. Iau, ce păr frumos. Mamă, și sunt ca și aranjat cum ar veni. Aici mă bag cu capul? Din pârșenele astea? Le mai tundem? Lasă-le așa, că așa mă știe lumea. Bagă aici, bă, capul. E bună așa, să-i dăm aici. Merge. Când facem frecția? Ca să ne facă, Barbone? Yes. Aaaa! Mi-e frică să te spăl așa, îmi pierd dur. Îmi place mai dur. Thank you.
Așa e, că nu s-a terminat, vine și frecție, hă? Da, te fac să ziceam, bă. Ce e ăla în capul meu? Bună. Asta e frecția? Da. A, ăsta e masajul ăla, nu? Ah, hei, papi! El te-a spus că n-are bani? Așa-mă, că rămâne barbune. Ai, papi! Acum, trei gagici de seară. Partea ce va urma nu o cunoașteți mult, sau poate ați văzut-o pe internet, nu știu. Cine are internet, că eu n-am. O să doară puțin, dar e ceva unic, ea. Iuhu! Iuhu! Să stai o zi întreagă cu penseta? Barbune, unde ești? De exemplu, acum începe și mă doare. Barbune, să nu mă pup, că am ochii închiși. Tu le-ai făcut cu lama? Mă operiți. Ai, mulțumesc din suflet. Băgați-vă femeile în casă că m-am tuns. Aurel, îți mulțumesc din suflet. Deci, eu sunt foarte mulțumit de ceea ce... Ia uite, o să mă uit și mai de-aproape. Eu vin, ți-am zis, vin ca și colegul ăla. O să-mi dau seama. Ha? Cum vi se pare? Amenda aia, știi? Că vine și amenda. Mergi dincolo la colegi la casă. 50 de Lions. 50 de Lions. Tuns, barbă, spălat, frecție, pârșene. Bine, pârșenele cred că au fost... Îți mulțumesc din suflet. Mulțumesc mult de tot. Mă duc să fac plata. La revedere, vă mulțumim. Weekend frumos. La revedere. Cafe, la revedere. La revedere, weekend plăcut. Am plătit. Și că s-a închis. Nu mi-a scris nimic, uitați, a zis că nu e nimic aici. Și mi-a părut bine să vă cunosc acum, vă filmez să voi. Nu. O să vă dau și bani acum, nu pe cameră, pentru că nu trebuie să se vadă, nu? De când are ăsta bani? Are ăsta bani? V-am plătit și vă dă barbune data viitoare, da? Vă pup și vă aștept la cafea. V-am pupat! Pa, pa, vă pup, pa, pa! Uite puțin așa la mine, a? Să facem așa o comparație. Ne-am dus la Virgil, prietenul meu care mi-a rămas prieten, da? Ne-a costat 200 de lei. E unul dintre cei mai buni frizeri. Hai ca să folosim așa, frizeri din România. Dar nu pot să zic că Aurel îmi displace. Chiar îmi place ce a făcut. Este pe stilul acela mai vechi, tunde de 25 de ani. Se vede că mânuiește bine foarfeca, mânuiește bine mașina de tuns. Puteți să găsiți și ceva ieftin, dar de calitate, dar și ceva bun care merită toți banii. Până data viitoare, eu sunt același Sorin Pușcașu. Aștept comentariile voastre. V-am pupat. Mi-a căzut clementina barbă.